Viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor, a precizat că pentru realizarea celor două obiective au fost făcute demersuri prin intermediul Centrului de Cercetare și Documentare și Promovare Constantin Brâncuș din cadrul primăriei. Sumele se vor aloca în acest an prin Programul Național de Restaurare, iar finanțarea va fi de 400.000 de lei și va viza în principal lucrări de restaurare la operele din piatră din Parcul Central. Este vorba de Masa Tăcerii, Alea Scaunelor și Poarta Sărutului. Acestea vor fi desprăfuite și chituite unde va fi nevoie. Se va aplica și o procedură de biocidare pentru eliminarea microorganismelor din alveolele pietrei. În ceea ce privește tronsoanele rămase din vechiul pod Ferdinand, acestea vor fi expertizate și vor fi identificate cele mai bune soluții de restaurare și de punere în valoare. Am reușit prin Programul Național de Restaurare să atragem către municipiul Târgu Jiu 4 miliarde de lei vechi pentru două obiective. Restaurarea căii eroilor în această toamnă și punerea în valoare a celor două tronsoane care au rămas pe malul Jiului de la podul Ferdinand. Urmează în perioada următoare să se facă expertize, proiect pentru pod, să se obțină avize, probabil anul viitor, urmând să accesăm alte fonduri pentru a extrage de acolo cele două tronsoane. Iar pentru ansamblul Calea Eroilor, în această toamnă, repet, vom interveni, biocidare, desprăfuire și sperăm să reușim și chituirea acolo unde este nevoie.